să trăiți! Bună, sunt Vlad, sunt fondatorul de beautyadvisor.com și mă bucur să fiu gazda ta pe acest canal de YouTube. Este 6 fără 10 dimineața, sunt în Otopeni, pe aeroport. Urmează să plec la Cluj-Napoca, acolo o să am un training de Instagram cu echipa salonului Boudoir Privé. Este salonul cofondat de către Eduard Băcan și de către sora lui Edina. Este a doua oară într-o lună de zile când mă duc la Cluj și abia aștept să-i revăd pe toți membrii echipei Boudoir. Am aterizat la Cluj, am zburat super bine, 35 de minute și am și ajuns, am aterizat. Aici e incredibil de frumos, deci e foarte, foarte frumos. Nu știu dacă vedeți, dar e soare, în București ploua, era foarte urât și aici e incredibil de mișto vremea. Mă bucur că am ajuns repede, în București făceam, de fapt, știți și voi, 35 de minute, faci 5-6 km în traficul din București. Și așa, cu avionul am ajuns numai decât la Cluj. Hai să căutăm un taxi. Am urcat și în taxi, mă îndrept către Academia lui Edi Băcan. Este pentru prima oară când fac un training în sala lui de curs, în Academia lui, deși nu este pentru prima oară când fac un training cu echipa Boudoir. Este a treia sau a patra oară, însă e prima oară când intru în sala de curs a lui Edi. Abia aștept să încep. Bună dimineața! Eduard Băcan! Așa aici, cum trebuie să facem așa? Cred că e cel mai bine așa, stai cu sonul tău, Edi. Să-l porți cu plăcere! Cam asta a fost ziua de training și înainte de a încheia voiam să spun un lucru și anume că ori de câte ori fac un training, indiferent de natura lui, îmi doresc din suflet un lucru și anume ca oamenii să învețe sau să descopere, să li se aducă aminte, să părăsească sala de curs cu cel puțin un lucru pe care să-l fi învățat, să-l fi descoperit, să li se aducă aminte, dar un lucru care să le fie de folos pe viitor în munca pe care urmează să o facă. Și aș vrea să, pentru că am ocazia acum să fac lucrul ăsta și le mulțumesc tuturor pentru asta, aș vrea să vă întreb pe toți, hai să vedem, pe absolut toți, cum vi se pare, cum a fost ziua de azi? Super! Ați găsit măcar un lucru care să vă fie de folos? Mai multe. Mă bucur din suflet. Cum? Cum se zice la Cluj, tăche. Tăție, toate lucrurile au fost de folos. Mă bucur din suflet și numai decât revin pentru că mi-am permis să-l întreb pe Edi dacă vrea să facă un interviu cu noi și revin în câteva momente cu câteva întrebări cu Edi. Am promis că facem un interviu și cu Edi și îmi doresc să ne ținem de cuvânt. Noi am terminat trainingul de Instagram și ne-am mutat de la Academia lui Edi la salon, chiar la Boudoir. Și am ocazia să stau un pic de vorbă cu el înainte să plec înapoi către București. Bun, în primul rând îți mulțumesc pentru toată ziua de astăzi. Și da, a fost o zi lungă, este ora 20 imediat, dar a fost o zi plină de energie, inspirațională în același timp. Și chiar dacă este sfârșitul zilei, și eu și Vlad cred că suntem plini de energie, așa că am putea să de la capăt. Sunt Eduard Băcan, fac meseria de coafor, hairstylist, frizer, cum vreți să o luați, de aproape 15 ani, sau nu,
exact de 15 ani în 1 noiembrie. Am trecut de 15 ani, mai am puțin și fac majoratul. Felicitări! Iubesc la nebunie ceea ce fac și mai mult de atât, ultimii 3-4 ani am dedicat pentru educație, pentru coafori. Îmi place să transfer ceea ce am dobândit de-a lungul timpului și sunt pasionat de creșterea și dezvoltarea noastră și vreau să pun numărul să creștem ca și industrie. Ce aș vrea să te întreb înainte de toate? Ești coafor de meserie, hairstylist. Ești cofondator al salonului Budoar Privé din Cluj-Napoca. Ești trainer. Totodată ești creative director sau art director, mai bine zis, nu? Pentru brandul Davines. Ești soț și tată a două minunății de fetițe. Spune-mi, te rog frumos, tu, la fel ca noi toți ceilalți, ai tot 24 de ore într-o zi. Cum îți împarți timpul între toate lucrurile astea pe care le faci? E o întrebare foarte bună și o să-ți răspund la ea puțin mai detaliat. Cred că, în primul rând, e foarte important să-ți cunoști valorile. Care sunt valorile tale și ce te definește. Și de ce e important să-ți știi valorile ca să poți prioritiza timpul. Să știi în ce te implici, în ce nu te implici, ce e pentru tine. Și în felul ăsta poți să fii mult mai productiv. Să câștigi timp în loc să pierzi timp. În momentul în care îți cunoști valorile, poți să te duci direct la țintă. Faci lucrurile și le acorzi timp la fiecare în parte, cât au nevoie. Și mai mult de atât, vorbeam de roluri. Ultima dată când mi-am făcut lista cu rolurile pe care le am, aveam 36. Și bineînțeles, rolul de tată, soț, antreprenor și așa mai departe, toate cele din 6 cel puțin pe care le-ai enumerat, Vlad, nu ai cum să le delegi. Și așa că vă invit să vă scrieți care vă sunt prioritățile voastre pentru fiecare rol în parte și să vă asigurați că în fiecare zi faceți cel puțin câte o mică parte din fiecare. În așa fel, energia, vitalitatea și tot ceea ce generează oamenii cu care interacționezi te ajută să mergi mai departe și să le ai pe toate active și nu doar atât. Să simți că trăiești în toate rolurile. Sună foarte bine. De ce faci toate lucrurile astea pe care tu le faci? Am un mentor pe care n-am avut ocazia încă să-l cunosc personal. Se numește Simon Sinek. Și Simon Sinek are un speech, Golden Circle, unde spune începe întotdeauna cu de ce. Când mi-am pus de ceurile pe foaie, a fost mult mai ușor să ajung la valori. Și a fost mult mai ușor să trec la toate acțiunile. De ce fac lucrurile astea? Îmi place să văd oamenii fericiți. E lucru care pe mine mă umple de energie, vitalitate, forță și dorință de a merge mai departe. Și știu că în meseria noastră, ca clientul din scaun să plece fericit, are nevoie de un profesionist în spate care să fie super dezvoltat din toate punctele de vedere. Și cei care faceți meseria asta știți că ai nevoie de o grămadă de calități. În primul rând trebuie să fii un psiholog foarte bun. Mai mult de atât, meseria noastră nu este simplă. Pentru cei care au impresia că e ușor să tai păr, să colorezi păr, nu. Ai nevoie să știi chimie, ai nevoie să știi matematică, ai nevoie să știi biologie. Și toate lucrurile astea, puse cap la cap, îți iau timp. Mergem înapoi la de ce. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că am văzut ce putere are informația pe care am primit-o eu și am văzut cât de mult m-am schimbat eu. În momentul în care am văzut schimbările la mine, am simțit că vreau să le dau mai departe. Am simțit că vreau să fiu parte din schimbare, din schimbarea comunității din care fac parte. Ce crezi că ar trebui să facă atât coaforii din România, dar la fel de bine și consumatorii de servicii de înfrumusețare, pentru a ridica nivelul serviciilor de beauty la noi în țară? Nu știu exact din care parte să încep, dar o să iau din partea profesioniștilor, pentru că noi suntem cei responsabili. Noi suntem cei care, până la urma urmei, ne educăm clienții, pentru că frumusețea nu este o materie pe care o studiem în școală, din păcate. Nu știm cum să avem grijă de noi, Nu știm cum să ne spălăm corect pe păr, până la urma urmei. Și lucrurile elementare de igienă, nu neapărat din frumusețare. Și așa că cred că prima responsabilitate este a noastră, a profesioniștilor.
Ce cred că ar trebui să facem noi? Să ne creștem standardele noastre, în primul rând. Să ne creștem abilitățile. Și să fim prezenți în creșterea și în dezvoltarea noastră. Pentru că modul în care merge societatea, lumea în ziua de astăzi, nu este suficient să faci un curs de coafor, să te angajezi într-un salon sau mai nou să-ți închiriezi un scaun și să dai drumul la treabă. Nu mai este suficient. E nevoie să crești în permanență, e nevoie să fii un coach pentru clientul tău, să-l înveți cum să aibă grijă de părul lui. Și da, știu, o să-mi spui că este o nebunie, că eu nu pot să fac treaba asta pentru toți clienții, ia timp și cine o să-mi plătească timpul ăla. Dar am avut o întrebare foarte interesantă într-unul din trainingurile mele, la fel cum a fost întrebat și Vlad astăzi, de ce livrezi atât de mult, atât de multă informație? De ce ne dai lucrurile pentru care tu ai muncit atâția ani și ne le pui direct pe tavă? Și în permanență am spus că prefer să am un mediu cu oameni dezvoltați, capabili, care să aibă cunoștințe și abilități, decât să mă duc într-o societate sau cu un mediu care știe doar să taie păr. În modul ăsta, noi suntem cei care putem influența. E o cultură pe care trebuie să o creștem noi, ca și profesioniști. Noi suntem cei responsabili ca să avem clienți educați. Și mergem la ce spuneau bunicii noștri, știi, despre copii, cum îi crești așa ai. La fel sunt și cu clienții noștri. Dacă le dăm mai multă informație, o să știe data viitoare să ceară mai mult. Dacă nu, o să știe să ceară doar basic. Și atunci, da, noi suntem cei responsabili și cred că dacă noi ne educăm clientele și le alocăm timp și facem un lucru elementar care se numește în meseria noastră diagnostic, piața de beauty o să se schimbe. Cât de mult au nevoie saloanele din România de promovarea online? E o glumă? Ideea este în felul următor. Nu e deloc o glumă, e o întrebare foarte, foarte serioasă. În ziua de astăzi, unui salon nu merită să te gândești dacă se face reclamă sau nu. Este obligatoriu să-i faci reclamă. Cred cu tărie că prezența în mediul online este prima impresie pe care și-o face clientul în ziua de astăzi despre noi. Dacă până acum ceva vreme era foarte important să-ți aranjezi doar salonul, să vă arate bine, în clipa de față, un client când vrea să vină la tine, prima dată te caută pe rețelele de socializare, site, Facebook, Instagram, părerea și-o face de acolo. Dacă acolo nu arăți bine, s-ar putea să nu-l mai vezi la ușă. Ce îți place cel mai mult la Instagram și la ce te ajută cel mai mult? Mă ajută foarte mult să transmit mesajul meu mai departe oamenilor pe care n-am avut ocazia să-i întâlnesc niciodată. Mi se pare suficient de transparent Instagramul pentru că poți să-ți expui foarte clar valorile. Adică vrei, nu vrei, îți expui valorile prin ceea ce folosești acolo. Da. Poți să transmiți mai departe cunoștințele tale, poți să inspiri, poți să motivezi și mai mult de atât, poți să-ți aduci clienți. Când trag linie după o lună de timp investită în Instagram, pot să spun da. Am 10, 20, 30 de clienți noi în plus în salon, am 10 oameni în plus în training și sunt oameni la care nu aveam cum să ajung altfel. Dar, la fel cum vorbeam și astăzi cu Vlad, dacă nu-l folosești corespunzător, s-ar putea să ai dezamăgiri pe măsură. Trăim într-un mediu în care ne-am uitat pe un canal de socializare la un video și avem impresia că știm să facem. Astăzi în sala de training, prima impresie, eu știu de asta și știu de asta. Și la final când am tras toți linie, ne-am dat seama că auzisem despre informația respectivă, dar nu știam cu adevărat mai nimic. Să auzi este una, să ai obicei, să-ți fie în mușchi, să poți să o faci natural, este cu totul și cu totul altceva. Dacă ar fi să pui degetul pe un lucru care ți-a plăcut cel mai mult la trainingul de azi, care ar fi acela? Ce a fost pentru mine cel mai relevant din ziua de astăzi? Deși știu, deși cunosc, fă tot posibilul să nu fii perfecționist. Perfecțiunea poate să ucidă tot ce ai construit. Edi, mai am o singură întrebare. Spune-mi, te rog, dacă ar fi să dai o recomandare tuturor celor care se uită acum la noi,
o recomandare cu privire la cariera lor, indiferent care este aceasta, indiferent de industrie, dacă ar fi să le spui un lucru din suflet, cu dorința de a le fi de folos, care ar fi acela? Trebuie să mă rezum la unul singur? Unul singur, doar unul. Alegeți cu grijă mediul în care îți petreci timpul zilnic. Mă spun încă o dată. Alegeți cu grijă mediul în care îți petreci timpul zilnic. Asta influențează radical persoana care vei fi peste un an, 2, 3, 5, 10 și așa mai departe. Mulțumim mult de tot, Eddie, pentru fiecare dintre răspunsurile pe care ni le-ai dat. Înainte să las pe Vlad să plece, n-ați avut încă oportunitatea să-l cunoașteți personal, eu de fiecare dată când îl văd pe Vlad îi spun un lucru, ești nebun. Dar eu spun cu cea mai mare dragoste și cu cel mai mare respect pentru tot ceea ce face, pentru că mergeam mai devreme la cum putem crește industria de beauty și dacă mă întrebați pe mine, Vlad este unul dintre pionierii care ne ajută, în primul rând, să facem noi o comunitate, să fim noi uniți și noi împreună să putem lupta să ducem industria mai departe. Și așa că Vlad este cel căruia simt că vreau să-i mulțumesc pe deplin pentru toată ziua asta și pentru toate acțiunile care le face. Dacă încă nu-l urmăriți pe canalul de YouTube, nu urmăriți The Beauty Advisor, vă invit să o faceți, vă invit să vă inspirați din ceea ce face, pentru că este omul care crede cu tot sufletul și cu fiecare por în ceea ce face. Și nu cred că ai nevoie de ceva mai mult decât să vezi un om care trăiește cu adevărat misiunea lui. Nu cred că poate să fie ceva mai inspirațional de atât. Așa că îți mulțumesc, Vlad, și vă invit cu mare drag să-l urmăriți. Fiți aproape și susțineți fiecare acțiune pe care o face. Inspirați-vă din absolut orice face Vlad, pentru că a înțeles că este cu oameni, despre oameni și pentru oameni. Și asta face o mare diferență. Mulțumesc din suflet pentru fiecare cuvânt pe care l-ai spus acum. Dacă vrei să afli mai multe despre Eddie the Buccan, te invit să-i citești blogul, o să las link în descriere, o să las link și către pagina lui de Instagram, să urmărești tot ce faci acolo, să te uiți la Insta Stories, pentru că acolo arată în fiecare zi atmosfera din sala lui de curs, atmosfera din salonul unde lucrează și pe care l-a cofondat alături de Edina, de sora lui, și o să găsești foarte multe lucruri care te-ar putea inspira din tot ceea ce face Eddie împreună cu echipa sa. Și acum trebuie să mă îndrept înapoi către București, așa că ar trebui să chem un taxi sau un Uber. Pa, pa, până data viitoare! Și domnilor, am aterizat la București, destinația noastră. Vă rugăm să rămâneți așezați cu centurile de siguranță.